Deci acum știu că am un singur fan. Oare nu știu? Băi, nu știu cum. Eu chiar nu vreau să știu fanii, dar oare știu că am un fan. O chemă Mirela. Dar asta nu înseamnă că poate să iubesc cu altcineva. E treaba ei. Cum? E treaba ei. E problema ei, nu. Eu nu văd ca o problemă. Iubirea nu e nicio dilemă, nicio problemă. E ea, doar ea. E atâta și ca ceva. Îmi plăcea de Andreea Tonciu. Păi cam urâtă. Și mi-i place urât. De-aia mi-a lăsat și eu la Floyd la bol. Păi, în pișcot. Din gârgălon. Ca să fiu apetisea la gaziți. Ăla s-a pervers sexual. Ăla. Ești pervers sexual. Exact. Dacă unul de la drept, un fost coleg de-al meu, mi-a zis ăla, ginecologul! Atunci eram cam oncologul, eram minorogul, eram nu știu ce pula mea, încercam de a mă ascundea. Urna ăla după mine, ginecologul! Băi, pula mea, dacă sunt la medicină, neapărat trebuie să mă fac ginecolog. Neapărat dacă ești bărbat, trebuie să te duci la multe pizde. Bă, m-am uitat la câteva. Și m-a luat flama. Ăla, cum te-a luat flama, da? Nu te uita la prea multe pizde. Ăla, a? Deci tu îmi puneai poracle la băiat. Hai să zic eu ce poracle aveam noi. La noi în sat. Era unul castravete. Castravete, da. Castravete. Noi eram pe legume fructe. Nici mai... ce mai tare. Nu eram nici măcar pe legume fructe. Era unul calmat. Lua diazepam. Nu știu, pula mea lua. Că eram copil mic și mă gândeam la mintea mea. Cum calmat. Îi seam cât de calm era. Mă ce așa mă calm. Și acum îi dedic lui Mirela originală. O păi. Bă, i-am mai dedicat până la urmă. Am văzut una. Am văzut. Nu știi. Vei auzi. Te va zbuciuma. Cu toată ființa ta. Vei simți. Nu știi unde vei fi. Ești pe lumea asta. Sau oricare. E oricum o mare căutare. E un semn de întrebare. Oare cum? Nu știu cum să spun. Ești super simțire, fizică. Venire. Și pot!